V-am găsit aici la un nou vlog. Vreau să vă spun că mergem la Vidraru. Tocmai ce am făcut un popas la Anu Stejaru. E foarte mare aglomerație, acolo e mașina mea. Nu merge să micșorez. Am făcut un mic popas de nevoie la natură. Și cu mai mult o să revenim după drum. O să oprim, cred că, și la Peco. Și cu mai multe detalii revin. Pa, pa! Am ajuns la Mănăstirea Curtea de Argeș. Suntem aici la... curte. Sunt foarte multe persoane aici. Frumoasa arcada asta. Și acum o să mergem pe Transfăgărășan. Nu o să filmez foarte mult, că o să filmez mai mult de acolo. N-am filmat aici, că nu am voie cu telefonul în biserică. Și un parc super frumos în jurul bisericii, mănăstirii. Și o să revin cu niște cadre de la Transfăgărășan. După cum v-am zis, bun, dragi prieteni, am și ajuns la Transfăgărășan. Este o priveliște spectaculoasă. Rar în lume să te întâlnești cu așa ceva. Ce frumos se vede pe acolo, prin față. Nu se vede pe cameră cum se vede cu ochiul liber. Este un aer foarte, foarte rece. Și ce să vă mai zic? Am făcut câteva ore până aici. De la 7 de dimineață, 6, până acum la nu știu cât este ceasul. În fine. Trebuie să-mi arate. Ia, 12 și ceva. O privește spectaculoasă. Și un aer foarte, foarte curat și înțepător. Doamne, dar cum se vede. Magnific, magnific. Uitați cum se vede acolo. Nu m-aș apropia prea mult, că poate alunec. Privește frumoasă. Acolo sus e cabana. Acolo e mașina mea. Și este magnific, fraților, magnific. Acolo e telecabina. O să mai revin cu o priveliște de la baraj. Pa, pa! Thank you.
N-ați văzut ce a sunat? S-a băgat aici. O să mă în urmă care e. Să-i vedem că nu sunt sănătoși. E. Bă, cinstite are. Eu mă știu pe mine, că trebuie cu scuterul ăla, dar ăstea. Astea nu vă lasă în drum. Ce?